studiu biblic care se intitulează Viața trăită înțelept. În tema numărul 8 am studiat o viață modelată de Hristos și o vorbire inspirată de Duhul Sfânt. Dar întrebarea mea este, oare ce fel de înțelepciune are acel om care e viața lui modelată de Hristos și inspirată de Duhul Sfânt? Ce înțelepciune are acel om? Vă invit împreună cu mine să străbatem acest minunat studiul O viață trăită înțelept. Doamne, cu fiecare studiu Tu ne provoci, nu pentru a merge în jos, ci pentru a merge în sus. De fiecare dată când Tu ne vorbești, vrei să ne ridici tot mai sus, tot mai sus și mai sus și mai sus. Și când vom fi în prezența Ta în ceruri, de acolo vom începe o altă etapă de educație asupra lucrurilor pe care ochiul, urechea și la mintea noastră nu au suit. Te rugăm, Tată, acum să ne vorbești într-un mod înțelept, așa cum ne-ai prezentat tema studiului. Și binecuvântă fiecare ascultător și pe mine. Amin. Oare ce fel de om este acela care e înțelept? Ce fel de om, stimați ascultătorii? Ascultați! Mesajul de introducere se găsește în Efeseni 5, 15 la 17. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Ascultați, stimați ascultători, cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți. De la început, studiul nostru ne introduce într-un om înțelept și într-un om neînțelept. Care e viața unui om înțelept și care este viața omului neînțelept? Ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelepți care este voia Domnului. Trei lucruri. Înțelept, neînțelept și nepriceput. Sau nepricepuți. Pe care doriți să le alegeți dumneavoastră din acestea trei mesaje biblice? Pe care? Pe care vreți să le excludeți? Și cu care vreți să vă mergeți în societatea dumneavoastră? Pavel compară valorile păgânilor cu valorile credincioșilor. Păgânii pun preț pe povețile de ochiate, pe petrecerile de cu băutură și pe desfrânare sexuală, pe care le considerau marile comori ale vieții. Dacă ați fost cândva și ați gândit ca viața lumii păgâne să fie cele mai mari comori ale vieții dumneavoastră, ascultați acum. Credincioșii însă știu că vine o zi finală a evaluării. Ne vom întâlni cu zilele acele pe care le-am considerat noi cele mai mari comori ale vieții. Ne vom întâlni cu ele. Când adevărata valoare a tuturor lucrurilor va ieși la iveală. Ce vei spune, stimatul meu ascultător? Când te vei întâlni
cu trecutul tău, cu viața cea care ai spus că e cea mai bogată pentru tine viață, ce vei zice atunci? Cum te vei putea justifica? Oare vei putea scăpa de ea cu acea ocazie? Sau poți să scapi acum, când ai această invitație din partea lui Dumnezeu? Vino la mine și nu trăi ca un om nepriceput și neînțelept. Vino la mine. În loc să vadă ce câștig le oferă petrecerile și beția, ei pun preț printre altele pe bunătate, pe neprihănire, adevăr în Hristos. Odată a pus preț pe ele, dar acum credincioșii le pare rău pentru ce au fost. Și văd acum, ce văd? Bunătate, neprihănire, trăire în adevăr. Și Pavel îi îndeamnă pe frații din Efes să pună mâna pe toate chilipilurile găsite și să nu le mai trăiască în viața lor. Să vă dumneavoastră, toate acestea lucruri murdare pe care ați auzit sunt chilipiluri. Lucruri fără valoare. În fața lui Dumnezeu sunt gunoaie. Și pentru mine sunt valori. Omul firesc le numește valori, dar acum credinciosul le adună pe toate acestea chilipiluri, acest lucru și le aruncă pentru totdeauna în afara vieții lui. La acest lucru ne invită studiul nostru de astăzi, ca să trăim ca niște oameni înțelepți. Cuvinte de mulțumire. De ce cuvinte de mulțumire? Ai mulțumit vreodată cuiva? Ai mulțumit? Sau n-ai mulțumit? Dacă n-ai mulțumit, ascultă, stimatul meu ascultător, ce ne învață cuvântul Domnului. Urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos v-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Dacă ai dragoste, mulțumești. Mulțumesc soției, soțului, mulțumesc copiilor, mulțumesc vecinului, mulțumesc colegului. Orice faptă făcută de cineva pentru tine, dacă ai iubire, îi vei mulțumi. Iar dacă nu ai, sub nicio formă, ascultați dumneavoastră câteva lucruri legate de această problemă. În Efeseni, capitolul 5, versetul 8 la 15, spune așa: această trăire în dragoste trebuie modelată după iubirea lui Hristos pentru noi, exprimată prin jertfa lui ispășitoare. Vrei mai mult ceva din partea lui Dumnezeu, stimatul meu ascultător, să-ți dovedească iubirea lui Dumnezeu față de tine? Dacă vrei mai mult decât ce s-a întâmplat la Golgota, n-are cum cerul să-ți ofere mai mult. De cât știi ce, îți oferă mai mult. Te tolerează. Te tolerează. Te caută. Te caută. Până când? Până când? Și dacă acel până când nu face o trezire în sufletul tău de întoarcere către cel care a murit pentru tine, nu mai există nicio speranță, ci vei fi pierdut pentru totdeauna. Pavel spune așa, că jertfa este motivată de iubire a lui Dumnezeu Tatăl, cât și a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Este înlocuitoare. Hristos a murit pentru noi. El nu este o victimă pasivă, ci s-a dat pe sine pentru tine. Noi suntem pasivi. Privim pe cei de lângă noi cum se luptă cu răul, dar nu facem nimic pentru ei. Sau poate considerăm că am făcut prea mult.
Pornind de la imaginea slujbilor din sanctuar, în Vechiul Testament, moartea lui Hristos este o jertfă adusă lui Dumnezeu. Evreul lua medul, se ducea cu el la sanctuar, îi tăia gâtul, cu sângele era iertat și trupul mielului era consumat pe altar. Hristos a făcut acest lucru, el s-a adus, nu l-a adus nimeni. El s-a adus ca jertfă. El s-a așezat, că dacă Iisus Hristos nu s-ar fi lăsat așezat pe lemnul crucii, nimeni nu l-ar fi putut pune. Absolut nimeni. Evreii nu știau în vremea aceea, nici romanii nu știau pe cine pun pe cruce și că jertfa lui este un act de sacrificiu pentru iertarea lor. În acele momente nimeni nu gândeau ce vă spun acum. Evreii vroiau să elimine pentru totdeauna și l-au rugat pe Pilat: hai să sigilăm mormântul ca nu cumva ucenicii să vină și să-l scoată afară și răul va fi cu mult mai mare ca acum când l-am pus pe cruce și în mormânt. Dar ei nu știau nici unul dintre ei că duminică dimineața el va ieși din mormânt. El s-a adus, Hristos n-a fost consumat de focul păcatului pe cruce. Nu! Ci păcatul a fost biruit prin jertfa lui. Și n-a fost consumat de putrezirea corpului său în mormânt. Și înainte ca să treacă la putrezire, el a ieșit de acolo. Cu alte cuvinte, n-a fost consumat de moarte. Stimați ascultători, mai vrei ceva? Mai vrei ceva mai mult decât a făcut el pentru tine și pentru mine? Jertfa este acceptată de Dumnezeu de vreme ce este o jertfă de un bun miros. Așa a fost jertfa Domnului Hristos. Iisuse, Fiul meu, vino afară. Când viața ta o vei încheia pe acest pământ și va fi un miros plăcut în fața lui Dumnezeu, acest lucru se va întâmpla cu tine când vei ieși din mormânt. Ion, Maria, Vasile, Gheorghe, Irina, vino afară. Iisus te cheamă. Iar dacă viața ta nu va fi trăită cu înțelepciune, ca să fie un miros plăcut lui Dumnezeu când vei muri, el nu te va putea suferi lângă el. Nu! Acum, de exemplu, mesele festive ale bogaților includeau comportamente condamnate de Pavel pe care le scrie în Efeseni 5:3-14. Beția, vorbirea vulgară, acestea sunt cuvintele oameni care, neînțelepți, nefirești, nepricepuți, distracția indecentă, faptele imorale, în plus, centrele urbane ofereau anonimatul și persipitatea care favorizau practici sexuale imorale. Ce se făcea în oraș, nu se făcea ce se făcea în afară. Erau total o destrăbălare și lucruri care oamenii se delectau ca niște oameni înțelepți. Și Biblia spune, neînțelepți,
și nepricepuți. Cu alte cuvinte, stimați ascultători, noi suntem acum chemați nu la modul păgânismului care erau și sunt, ci noi suntem chemați acum ca niște copii ai Luminii. Oameni nepricepuți, oameni neînțelepți, nu stau la Lumină. Nu trăiesc în prezența Luminii. De ce? Să nu li se vadă faptele. Ascultați! Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumina în Domnul, umblați ca niște copii ai Luminii. Observați dumneavoastră cum trăiești cei neînțelepți și nepricepuți? În întuneric. Și trăind în întuneric nu ți se văd faptele. Nu observați dumneavoastră când faci o faptă rea, tu nu o faci ziua la lumina, ci o faci noaptea când te duci să furi. Nu te duci să furi ziua, te duci să furi noaptea. Când te culci cu un băiat sau cu o fată, nu te culci ziua în stradă. Te culci noaptea, te duci să nu te vadă nimeni. Observați dumneavoastră, acestea lucruri, ce spune Apostolul Pavel, tu nu mai ești om al întunericului, tu ești copil al luminii acum. Și Pavel ce spune? El îi identifică pe cei care practică diferite păcate fără rușine sau pocăință. Care sunt? Curvarii, stricații sau lacom de avere. Cei care sunt în Hristos și meniți să facă parte din împărăția lor viitoare nu ar trebui să se comporte cum ați auzit. Întunericul cu lumina nu conviețuiesc împreună. Mânia divină, că cuvântul Domnului spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Care este mânia divină și care este mânia omenească? Ascultați acum, mânia divină. Mânia divină este reacția justificată a unui Dumnezeu îndelung răbdător și neprihănit la încăpățânarea omului de a face răul. Nu este o reacție nebună, vulcanică, la vreo infracțiune minoră. Diferența, mânia noastră omenească și mânia lui Dumnezeu. Mai mult, menționarea ai mâniei divine apar cel mai des în contextul avertizărilor biblice inspirate cu privire la judecățile viitoare ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ne avertizează cu privire la propriile sale judecăți, ca în grădina Edenului. Nu l-a lăsat pe Adam să comită păcatul și pe urmă să îi dea sentința. Dumnezeu i-a spus ce se va întâmpla cu el dacă va mânca. Și nu putea Adam să-l condamne pe Dumnezeu de ce nu i-a spus. Acum credeți dumneavoastră că noi cei de astăzi ne vom putea justifica în ziua judecății de ce nu mi-a spus? Ascultați dumneavoastră acum. Puteți spune de acum încolo ca să trăiți ca oameni neînțelepți și nepricepuți sau să trăiți ca niște copii înțelepți și pricepuți? Și cum? Dumnezeu ne avertizează, ne dă har după har, de vreme ce oamenii sunt din fire copii ai mânirii și nu poți să ierți pe cel care ți-a iertat și vrei să te răzbuni pe el. Te duci și încă plătești slujbe ca să facă Dumnezeu rău celuia care ți-a făcut rău. Știu că mi-au spus oameni care au făcut acest lucru. Știu. Deci nu mă vorbesc ce nu știu. Vorbesc ce am auzit din gura oamenilor. S-au dus la călugări și la preoți și au plătit bani ca să li se întâmple lucruri rele la cei pe care i-au făcut ceva probleme negative. Umblați deci ca niște copii ai luminii
și cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Păgânii caută plăcerea prin ce? Păgânii caută plăcerea prin ce? Prin cuvie, orice astfel de necurăție sau lăcomie de avere. Scopul credincioșului este complet diferit. Întunericul și lumina. Total diferite cele două grupuri de oameni. Cum este? Cum este credinciosul? Care este scopul lui? Nu să se înmulțească, să se mulțumească pe sine, ci să îl mulțumească pe Dumnezeu. Credinciosul caută să reflecte sacrificiul de sine al lui Hristos? Trăiți în dragoste, după cum și eu am iubit și m-am dat pe mine însumi. Care fel de persoană vrei să fii de acum, stimatul meu ascultător? Pe care dintre cele două grupe de oameni vrei să le alegi? Să trăiești ca un om nepriceput și neînțelept, care l-ai ca conducător pe Satana și pe cei care sunt împreună cu tine, ca cei se complac care sunt cu tine. Nu observați grupe de oameni și de bănzi din acestea, bezi de acestea de oameni răi și de tine răi, care fac numai răul. Sau vrei să fii într-o bandă de creștini care umplă tot timpul să-i satisfacă dorința, plăcerea și voința lui Dumnezeu. Ești chemat acum să faci alegere. Și nu o să regreți, stimatul meu ascultător. Te asigur că n-ai să regreți că tu-L vei alege pe Domnul Hristos și credincioșii care caută să facă voia Lui. Suntem chemați la un alt mesaj. Din ce să ne deșteptăm? Eu când mă culc și dumneavoastră când vă culcați, ne sculăm din somn. Și dacă ai dormit bine, te scoli refăcut pentru o nouă zi. Iar dacă n-ai dormit, ți-ai petrecut noaptea în lucrurile care îți plac, cum te scoli dimineața? Sau când te scoli dimineața? Ascultați textul din Biblie. Nu luați deloc parte la lucruri neroditoare ale întunericului. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. O chemare categorică prin Sfânta Carte Biblia. Cum? Deșteaptă-te tu din morți și nu lua loc și nu lua parte deloc la lucrurile neroditoare ale întunericului. Două puncte pe care vreau să vă le amintesc. Trăiți o viață care îl onorează pe Dumnezeu în calitate de copii ai luminii. Prima chemare la care te cheamă Dumnezeu, stimatul meu ascultător. Trăiți o viață care îl onorează pe Dumnezeu. 2. Nu trăiți o viață de imoralitate sexuală în opoziție cu Dumnezeu, manifestând lucrările neroditoare ale întunericului. Galateni 5 sunt roadele Duhului Sfânt cu care El mă înzestrează ca eu să le fac și se văd în viața mea. Galateni 5. Dar tot acolo sunt și faptele firești. Și acum vreau să vi le citesc ca să le auziți dumneavoastră ce face un om înțelept și ce nu face un om neînțelept. Ascultați dumneavoastră ce se întâmplă în viața unui om înțelept și viața unui om neînțelept. Ascultați dumneavoastră, stimați ascultători. Galateni, capitolul 5. Este un citat, cel mai frumos mesaj din Sfânta Scriptură pe care ne-l redă Biblia cu atâta claritate. Galateni, capitolul 5.
Vi le citesc? Faptele firii pământești, Galateni 5 cu versetul 16. Zic da. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucrurile potrivnice unii altora, așa că nu puteți face ce voiți. Firescul cu duhovnicescul nu pot trăi împreună. Nu pot. Ascultați acum. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum v-am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cine sunt acești oameni? Înțelepți sau neînțelepți? Cine sunt? Roada Duhului dimpotrivă, ascultați acum, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întăritându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Mi se pare că am putea încheia aici. Care au fost oamenii nepricepuți și neînțelepți și care au fost oamenii înțelepți și duhovnicești. Am văzut categorii. Nu puteți spune de acum, stimați ascultători, că nu știți ce însemnează un om duhovnicesc și un om firesc. Dacă veți continua să spuneți și să trăiți o asemenea viață, așa cum ați auzit-o și așa cum o aveți, mi se pare că sunteți total vinovați, sunt și eu vinovat în ochii lui Dumnezeu, dacă eu trăiesc mai departe cum ați auzit. Deșteaptă-te tu! Credincioșii sunt chemați să trăiască în fața necredincioșilor ca lumini ai Domnului. Aici suntem chemați noi credincioșii. Efeseni, capitolul 5 cu 14 spune... Drept un apel face Pavel la adresa creștinilor să se trezească pentru a-și asuma rolul de misionar care să răspândească lumina lui Hristos într-o lume întunecată. La aceasta ești chemat, stimatul meu ascultător, de acum încolo, să fii un misionar. Dacă vrei să fii un misionar și ai uitat, te rog, citește-l în fiecare zi până ți se imprimă bine în mintea ta Galateni 5 și vei vedea ce se va întâmpla cu tine. Acum, cum și cine umblă după chilipiluri? Cine? Oameni înțelepți sau oameni neînțelepți? Numai că și unii și alții, și creștinii și necreștinii umblă după chilipiluri. Unii se simt bucuroși că le fac și le adună, iar cei credincioși, eu mi-aduc aminte că am luat o carte care condamna Duhul Sfânt. Și îmi pare rău că nu le-am luat toate cărțile de la persoana respectivă și să le arunc în foc.
atât de frumos vorbea despre Duhul Sfânt, că nu l-am putut suporta. Nu. Cartea aceea am citit-o, dar am aruncat-o și nu mai am în vitrina mea. Așa este un creștin care spune, zice așa, luați seama, dar umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci răscumpărați vremea și nu fiți nepricepuți, ci înțelepți. La aceasta suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce așteaptă revenirea lui Hristos, credincioșii trăiesc într-o perioadă dificilă pe care Pavel o descrie ca pe un târg riscant, dar profitabil. Ei trebuie să fie atenți la modul de folosire a timpului care le rămâne. La fel sunt atenți vânători de chilipiluri. Când te duci și auzi că sunt haine ieftine, te duci repede să vezi ce haine sunt acolo. Și când ai intrat acolo, n-ai cumpărat nimic dintre acele haine. Ba, poate unele ai cumpăra și le arunca și nu te vei îmbrăca niciodată cu ele. Deși nu se poate cumpăra mântuirea, imaginea este validă să luăm repede ce ne este oferit de Domnul Hristos. Invitația Domnului Hristos la misiune și la pocăință pentru oamenii firești sunt chilipiluri. Aici să mă duc? Aici să intru? Doamne ferește! Așa spun oamenii firești. Doamne ferește! Iar pentru cei care sunt a Domnului Hristos, ce spune cuvântul? Umblă cu băgare de seamă. Să nu cumpere orice, să nu audă orice, să nu mănânce orice, să nu bea orice și să nu vizioneze orice. Aici suntem chemați. Viața unui creștin ce caută? Lucrurile fără valoare să le arunce din viața altora și din viața lui. Ce însemnează un om plin de Duhul Sfânt? Ce însemnează un om plin de Duhul Sfânt? Nu vă îmbătați de vin, este deșertăciune. Vorbiți între voi cu sare. Pavel îndeamnă pe credincios să renunțe la consumarea vinului, care ce face? Paralizează mintea, întunecă ochii și te face să nu mai judeci perfect și nici să nu mai acționezi cum trebuie. Cu alte cuvinte, Pavel spune, în gura ta să nu intre niciodată băutura. Duhul Sfânt ne cheamă și rolul lui, în vreme ce termenul descrie cântări inspirate, aici ne cheamă un om duhovnicesc, nu ascultă cântări lumești, ci un om duhovnicesc ascultă cântări duhovnicești. Le cântă el și învață și pe alții să le cânte. Cine? Un om inspirat de Duhul Sfânt. Uitați-vă dumneavoastră, stimați ascultători, ce cântări sunt compuse și ce cântări le cântă lumea și ce cântări sunt compuse și le cântă creștinii. Uitați-vă dumneavoastră și faceți diferență. Unii le plac ce sunt și alții le plac ce sunt. Două grupe de oameni se formează cu această ocazie. Cuvântul Domnului ne spune așa. Pavel spune clar, într-o poziție fermă împotriva păcatului și a răului. Clar, Pavel, ferm, în special sub forma imoralității, sexualității și a vorbelor grosolane de oameni neînțelepți și nepricepuți.
El nu este dispus să accepte comportamentul decăzut printre oamenii lui Dumnezeu. Așa i-a învățat pe coștinii din Efes. Ancorați puternic în relațiile cerești, ei celebrează speranța lor pentru viitor, înrădăcinată în istoria a ceea ce face și va face Dumnezeu prin Iisus Hristos în curând. Și acum, atenție, El ne invită, plin de patos, de a vâna chilipilurile în zilele rămase până la venirea Domnului Hristos. Stimați ascultători, îmi aduc aminte de o doamnă care fuma tare mult. Și acea doamnă a început să facă o consiliere cu un copil al lui Dumnezeu. Și omul respectiv i-a propus să ia țigările și să le arunce pe geam afară. Și a spus, Doamne, Tu nu știi ce-mi ceri. Eu nu pot fără ele. Nu pot. E viața mea. E bucuria mea. Ce se întâmplă cu mine când eu nu le mai am? Și s-au rugat împreună și s-a rugat și ea. Și pastorul i-a spus, de azi încolo, mă rog pentru tine, dar să știi, dacă tu nu te rogi lui Dumnezeu, El nu te va ajuta să le arunci. Dar dacă te vei ruga, El te va ajuta. După o lună de zile, îi dă un telefon și spune, pot să vin la tine? Zice, chiar te rog să vii la mine, că sunt foarte fericită. Și când a auzit cuvintele acestea, era sincer și convins că s-a întâmplat ceva. Și s-a dus. Și doamna, cum a intrat pe ușă? I-a spus, domnule pastor, țigările în casa mea nu mai sunt. Le-am aruncat pe geam, nu le-am aruncat, le-am aruncat în foc. Ca niciodată nimeni să nu mai fumeze din țigările mele, dar nici eu, împreună cu ele, aruncându-le în foc, mi-am aruncat și dorința de a mai fuma. Și te-am chemat să spun că vreau să mă botez. Pentru ea, țigările a fost un chilipir care nu mai vrea să se mai întâlnească acum cu ele. Diferența dintre înțelepciunea lumii aceștia și înțelepciunea lui Dumnezeu constă în înțelegerea obiectivului închinării. Propria persoană sau Dumnezeu. Când tu spui că nu poți, te închin ție. Nu lui Dumnezeu. Te închin ție, nu lui Dumnezeu. Cine este în centru? Propria persoană sau Dumnezeu? De cine suntem plini? De propria persoană sau de Dumnezeu? Acceptă de acum încolo, stimatul meu ascultător. De cine vei fi plin acum? Pe cine ai tu ca centru al vieții tale? Tu? Sau cel care a murit pentru tine? Vreau acum să vă amintesc niște lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le aveți totdeauna în mintea dumneavoastră. Dacă din multe acțiuni care trec drept fapte bune, multe acțiuni ale noastre care trec drept fapte bune, chiar drept acte de generozitate, la o cercetare atentă se descopere a fi generate de motive greșite. Eu poate nu dau seama de acest lucru, dar cineva
care le cercetează, ascultați, mulți primesc aplauze pentru virtuțile lor, pe care nu le posedă. Dar cercetătorul inimilor analizează motivele și adeseori fapte care sunt foarte apreciate de oameni sunt condamnate de Domnul Iisus Hristos, care a fost izvorâte din motive egoiste și dintr-o josnică ipocrizie. Cum suntem noi în ochii lui Dumnezeu cu înțelepciunea noastră? Niște oameni josnici și ipocrizi. Cu înțelepciunea noastră pe care ne-o lăudăm și o lăudăm și ne lăudăm cu ea. Fiecare act din viața noastră, fie că este deosebit și vrednic de laudă, fie că merită dezaprobarea, este judecat de cercetătorul inimilor după motivele pe care l-au determinat. Ce te-a făcut să faci fapta respectivă? Ce te-a făcut, stimatul meu ascultător, să-i dai tu băutură la o fată? De ce i-ai dat băutură? Atenție, stimatul meu ascultător. Tu i-ai dat băutură ca să o faci, să o poți face să o corupi. Și motivele acestea în ochii lui Dumnezeu este nepricepere și neînțelept. Și vei fi condamnat. Pe de altă parte, cuvintele filozofice de astăzi, cuvintele înțelepciunilor care sunt azi în lume de diferite forme, politic, religios, cum sunt în ochii lui Dumnezeu? Sunt goale. Pentru că aceste filozofii nu au puterea harului, a răscumpărării, a iertării sau puterea Duhului Sfânt de a transforma și ne ajuta să umblăm pe calea lui Dumnezeu, cum am făcut și o fac până la închiere. Uitați-vă dumneavoastră la oameni de știință și cu atâtea facultăți pe care le au. Uitați-vă ce vorbesc despre Dumnezeu și cum ne cheamă noi să ne depărtăm de Dumnezeu. Și chiar ne spun că Biblia este demodată. Biblia nu mai este o carte relevantă pentru timpul de azi. Mai departe. Credința într-o minciună nu va avea o influență sfințitoare asupra vieții sau a caracterului. Credința într-o minciună. Nu observați dumneavoastră câte credințe sunt astăzi? Nu observați dumneavoastră câte feluri de credințe sunt astăzi? Câte principii de adevăr sunt astăzi? Câtă filozofie religioasă este astăzi? Nu observați dumneavoastră? Acum, deci nu poate să lucreze la formarea unei vieți sfinte. Nici o idee falsă nu este adevăr și nici nu poate fi făcută să fie adevăr prin repetare sau prin faptul că este crezută. Am întâlnit persoane care au dorit să miște credința mea în Sfânta Scriptură și în modul de închinare și în modul de a gândi despre Duhul Sfânt. Am întâlnit persoane care au căutat să mă corupă. Și prin repetare a crezut că va reuși să facă acest lucru. Până acum n-a reușit și am toată convingerea că nu o va face nici în continuare. Și acum, dacă dumneata ai o credință falsă, ascultă mai departe. Dacă e sincer în ce crezi dumneata și în ce citești dumneata și trăiești dumneata că vei fi mântuit, nu va salva niciodată un suflet de consecințele credinței într-o idee falsă. Wow!
Închinarea de astăzi e falsă, nu este biblică. Și dacă eu sunt sincer în această credință și resping învățăturile Bibliei la o chemare adevărată și la un adevăr, nu voi fi salvat. Oricât de sincer vei fi dumneata în credința dumitale falsă și în adevărul dumitale pe care tu l-ai spicuit din Sfânta Scriptură și ți l-ai dat ca un model de viață, nu vei fi salvat. Oricât de sincer vei fi. Fără sinceritate nu poate exista ce nu poate exista. Religia adevărată. Dacă n-ai abandonat într-un mod sincer religia falsă și n-ai acceptat-o cu sinceritate religia adevărată, atenție, dar sinceritatea manifestată într-o religie falsă nu-i va mântui niciodată pe oameni. Dar sinceritatea manifestată într-o religie falsă nu-i va mântui niciodată pe oameni. Eu pot să fiu întru totul sincer, mergând pe o cale greșită. Dar faptul acesta nu va avea acea cale, nu va face acea cale să fie bună și nici nu mă va duce acolo unde vreau să ajung, în ceruri. Atenție, o sabie de foc, stimați ascultători, în fața dumneavoastră. Atenție! Domnul nu vrea ca noi să avem o credință oarbă și să considerăm aceasta credulitate, drept credință care sfințește. Atenție! Credința mea mă sfințește și mă duce către cer. Adevărul este principiul care sfințește. Prin urmare, se cuvine ca noi să cunoaștem adevărul. Care este adevărul înțelept și care este adevărul neînțelept? Care este închinarea înțeleaptă și biblică și care este închinarea nebiblică și neînțeleaptă? Trebuie să comparăm lucrurile spirituale între ele, să cercetăm toate lucrurile, dar să rămânem statornici numai la cele bune și adevărate. La lucrurile care poartă acreditatea divină și care ne arată adevăratele motive și principii care ne îndeamnă la acțiune. Adevărul mă sfințește, adevărul mă nobilează, închinarea adevărată mă înalță, închinarea adevărată mă face să fiu tot mai sus, mai sus, mai iubitor și plin de compasiune față de semenii mei, un om cu adevărat al luminii. La închiere. Numai Dumnezeul biblic care ne-a creat ne poate dezvălui cine este El. Cine suntem noi și cum putem trăi pentru a fi fericiți? Numai Dumnezeu ne poate da harul și puterea de a trăi acea viață în împărăția Lui. Stimați ascultători, vreau să vă mai citesc încă o dată textul de introducere. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelepți care este voia lui Dumnezeu. Nu știu ce vei face de acum încolo, stimatul meu ascultător. Nu știu. Dacă totuși ai decis să fii un om înțelept și priceput,
ferice de tine. Vei fi un miros plăcut în împărăția lui Dumnezeu. Și aici să te ajute Domnul să faci pasul de azi încolo, împreună cu mine. Amin.